Găsit, vă invit să vizionați tutorialul Microsoft Teams versiunea mobilă, descărcare, logare, taburi și aplicații de bază Microsoft Teams. Mai întâi mergem în magazin Play și descărcăm Microsoft Teams. Microsoft Teams alături de Google Classroom face parte din cele mai utile și utilizate platforme pentru școala online, deoarece învățarea trebuie să continue oriunde, oricând și prin orice metode. Această aplicație Microsoft Teams face parte din suita Microsoft Office 365 pentru educație. Am descărcat aplicația. Dăm deschideți. Și acum avem posibilitatea să adăugăm mai multe conturi. Acum adaug un cont nou. Scriem adresa de e-mail, scriem apoi parola și intrăm în interesanta lume Microsoft Teams. Acum haideți să vedem împreună cum deschidem aplicația, ce taburi avem. Avem mai întâi fluxul sau activitate, unde vedem ultimele noutăți. Avem apoi discutați. Vedem cu cine am vorbit pe chatul privat. Urmează apoi echipele sau Teams. Pentru școli se numesc clase. Urmează apoi temele pe care le avem în clasă și urmează calendarul. Iar dacă dăm click pe mai multe, vom vedea o mulțime de aplicații care lucrează cu Microsoft Teams. Este recomandat Insights-ul, o super aplicație, deoarece putem vedea după fiecare oră câți elevi au luat parte la cursuri. Acest tutorial este realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, cred.